recomand și cred că fiecare poate să-și dezvolte comunicarea asertivă, astfel încât să discutăm din eu sunt ok, tu ești ok. Să pot să-mi susțin punctul de vedere, să-mi exprim nevoia clar, concis, coerent și să negociem și să găsim calea de mijloc. Atenție, care vine să răspundă pe de-o parte la nevoia mea, dar și la nevoia partenerului. În mod normal, cuplurile sau familiile care funcționează, care sunt echilibrate, au ajuns așa pentru că au învățat de-a lungul timpului să negocieze, au valori comune, o vorbă românească, trag la aceeași căruță, în aceeași direcție. Și atunci e ușor să găsești zona asta comună. Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi, alături de noi, este Daniela Irimia, coach, trainer, autor de cărți de dezvoltare personală și în cadrul acestei frumoase campanii despre vacanță, vacanța cu mine, cu prietenii, cu partenerul de cuplu sau cu copiii. Iată, vom discuta despre o carte frumoasă, Dansul relațiilor, cum să vorbim când ne simțim furioși, răniți, speriați, frustrați, jigniți, înșelați sau disperați. O carte de Harriet Lerner, publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald. O carte foarte cerută, o carte solicitată, o carte reeditată. Iată, Dansul relațiilor de Harriet Lerner. Și astăzi discutăm alături de Daniela Irimia despre un subiect interesant, și anume vacanță. Iată, a venit vacanța, perioada vacanțelor, mergem cu partenerul de cuplu în vacanță, într-o călătorie pentru a ne încărca bateriile și mergem pornind de la premisa informațiilor cuprinse în această carte și un capitol foarte drag mie dezbate această problemă a negocierii sau a compromisului. Deși între negociere și compromis există o diferență. Și iată, da, trebuie să vedem care este diferența dintre negociere și compromis. Ce facem noi, împreună, bineînțeles, cu partenerul, să avem o vacanță reușită? Pentru că și noi avem nevoie de o vacanță, bineînțeles, și el are nevoie de, sau ea are nevoie de o vacanță. Și atunci, cum facem în așa fel încât să ne înțelegem? Toată lumea să fie mulțumită. Exact, exact. Alegem vacanța împreună? Ca celălalt să nu se simtă frustrat, păi știi, eu vroiam în destinația cu tare, tu ai ales alta, modalitatea, felul de a petrece vacanța, știi? Unii aleg un resort, da? Care acum, iată, sunt peste tot, un resort foarte scump, care îți oferă absolut totul. Altcineva vine și spune, știi, eu vreau o chestie că mai... Eu vreau să explorez. Exact, să explorez ceva mai romantic, ceva mai rustic și am întâlnit persoane, prieteni dragi, prietene drage, care aleg, să spunem, un sat pescăresc dintr-o stațiune sau dintr-o insulă grecească, care are și ea farmecului. Cum facem în așa fel încât să nu ne simțim, eu știu, frustrați sau jigniți într-un anumit fel, faptul că am ales altceva sau faptul că ne dorim altceva în vacanță, sau felul în care petrecem, până la urmă, și timpul liber și timpul în această vacanță, liber, contează foarte, foarte mult. Daniel. Super. Sorin, mulțumesc foarte mult pentru invitație și se potrivește mănușă subiectul și cărții și a discuției noastre. Eu sunt trainer de comunicare și fac cursuri de comunicare și workshop-uri pe zona asta de cum să găsim zona de mijloc între nevoia mea și nevoia interlocutorului meu, partenerului meu, colegului meu. Deci subiectul mi-e așa foarte, foarte pe suflet. Într-adevăr, există diferență și din punctul meu de vedere semnificativă diferența între negociere și compromis. Deci vreau să subliniez aici diferența. Atunci când fac un compromis înseamnă că eu renunț la nevoia mea sau nici măcar nu o exprim ca să fie pace în lume, cum spun eu, da? Ori de frica unui conflict, ori de teama de a nu ști cum să-mi susțin punctul de vedere, ori ăsta e un tipar de comunicare submisiv. Sau eu, teama de reacția, sau teama, de cele mai multe ori, și o spun din propria experiență, teama de reacția celuilalt, vai să nu-l supăr, vai să nu-l deranjez, vai să nu-i provoc vreo, hai mă, lasă, că la mine merge, înghit eu, lasă, trec de la mine. Exact.
Eu nu susțin deloc stilul ăsta de comunicare, din contră, recomand și cred că fiecare poate să-și dezvolte comunicarea asertivă, astfel încât să discutăm din eu sunt ok, tu ești ok. Să pot să-mi susțin punctul de vedere, să-mi exprim nevoia clar, concis, coerent și să negociem și să găsim calea de mijloc. Atenție, care vine să răspundă pe de-o parte la nevoia mea, dar și la nevoia partenerului. Și acum să revenim la vacanță. În mod normal, cuplurile sau familiile care funcționează, care sunt echilibrate, au ajuns așa pentru că au învățat de-a lungul timpului să negocieze, au valori comune, o vorbă românească, trag la aceeași căruță, în aceeași direcție. Și atunci e ușor să găsești zona asta comună. O, pe de-o parte că dacă am format un cuplu, cel mai probabil nu este unul foarte extravagant și altul vrea să stea cu cortul pe plajă și altul vrea la 5 stele. N-ajungeau împreună. Exact. Deci, pe de-o foarte parte, bine punctat. Foarte bine punctat. Da. Pe de-o parte suntem oarecum echilibrați. Noi, de exemplu, și eu și soțul meu suntem mai pe confort așa. Nu, eu nu mă duc să dorm cu cortul sau pe pământ, Doamne ferește. Și atunci nici măcar nu intră în discuție varianta asta. Pe de altă parte, nici nu suntem pe lux, pe a risipi, că pot să stau foarte bine la 3 stele, nu trebuie să plătesc de 5 stele, hotel de 5 stele, că suntem ok. Deci ne-am armonizat în timp, pe de-o parte. Cât despre a alege destinația, bun, dacă nu știu, mergem în Grecia sau mergem în Tenerife? Depinde anul acesta ce este relevant pentru noi. Pentru că și eu îmi doresc să ajungem în Tenerife, dar copilul nu are încă vârsta care să ne permită să explorăm insula așa cum ne-am dorit. Și atunci punem Tenerife în cui pentru anul viitor sau peste 2 ani, cât toată familia va putea să se bucure din plin de experiența respectivă și anul ăsta căutăm ceea ce este mai convenabil. Convenabil înseamnă din punct de vedere financiar, ca locație, ca investiție de timp, că poate aș vrea să mă duc, dar nu am timp, n-am decât o săptămână concediu. Sunt diverse variabile. Sau copilul meu abia a învățat să înoate și nu o să mă duc să-l arunc în ocean să se joace acolo. E mult mai sigur pentru el să se joace, nu știu, pe plajă la Mamaia sau în Grecia, unde apa este ca în piscină. Adică sunt foarte multe elemente, sau ce noi așa facem, luăm foarte multe elemente în calcul și în permanență căutăm zona asta de mijloc. Să-mi fie bine și mie, să fie bine și soțului, să fie bine și copilului. Deși ordinea este mai întâi să fie bine copilului și după aia noi recunosc că la noi în casă așa este în momentul de față. Deci comunicarea rezolvă, din punctul meu de vedere, comunicarea deschisă, comunicarea asta autentică, asertivă, rezolvă majoritatea situațiilor provocatoare, să nu zic conflictuale. Uite, am găsit ceva interesant, ca o, hai să spunem, mini-recenzie pe coperta 4. Ceea ce ne dorim noi să spunem în cazul în care ne întâlnim cu situații în care, hai să spunem că acele butoane, fără voia, nu-și dorește acest lucru, fără dorința, fără intenția partenerului, el nu vrea, e malițioasă, exact, el nu vrea să ne facă rău sau ea nu vrea să ne facă rău, da? Presupunem lucrul ăsta. Și da, toate astea se întâmplă lucrul ăsta pentru că asta înseamnă că celălalt poate nu ne cunoaște atât de bine sau noi nu-l cunoaștem pe celălalt încât, bă, cel deranjează pe cealaltă sau cealaltă știe ce mă deranjează sau mă supără pe mine. Și atunci apar o serie de idei. Cartea lui Harriet Lerner, Dansul relațiilor, ne explică ce să spunem și ce să nu spunem, de exemplu, atunci când dorim să ni se ceară scuze, dar persoana care ne-a rănit refuză să-și ceară iertare și nu-și recunoaște faptele. Asta în cazul în care noi îi cerem acest lucru. Că dacă celălalt nu ne cunoaște suficient de bine, s-ar putea să creadă că nu ne-a jignit. Și atunci, băi, pentru ce să-mi cer scuze dacă eu simt că nu te-am deranjat? Da? Deci cumva trebuie să afle de la noi că ne-a deranjat ceva. Suntem disperați și nu știu. Exact. Tot Harriet spune că noi
să ne recunoaștem partea de vină Corect. Din situație. Pentru că eu cred foarte mult că în orice, deci în absolut orice situație, și că e bună și că e rea, fiecare are partea lui de contribuție. Deci că m-a rănit, pe de-o parte poate că a făcut, cum ai spus tu, din neștiință, din superficialitate, din fugă, din obișnuit, din, nu știu, că mi-a ieșit o păsărică pe gură fără să o gândesc prea mult. Și a apăsat un buton. Bun. Dar, de fapt, ce m-a rănit pe mine? Ce a spus el? Sau rănile mele mai vechi care s-au activat? Corect, corect. Și atunci, corect. Eu mă aricesc brusc, da. Și poate că suntem vinovați sau răspunzători fiecare în 50-50, așa, de situația conflictuală care poate să apară. Știi, eu dacă, presupunem, dacă eu sau pot fi eu ca bărbat sau poate fi oricine în locul meu, să spunem o femeie, dacă eu ca bărbat aș fi avut rănile vindecate, orice ar fi spus ea, nu m-ar mai fi atins. Corect, exact. Să le am vindecate sau măcar să le conștientizez, să-mi dau seama că, uite, m-a rănit ceea ce mi-ai spus, pentru că, și pot să spun, pot să verbalizez emoția aia, dar nu mă mai copleșește. Adică sunt răspunzătoare de ceea ce simt și pot să-mi controlez reacția care s-ar putea să fie impulsivă dacă nu-mi dau seama de unde vine, de fapt, rana respectivă. Deci este genială cartea. Să știi că mi-am marcat și eu aici câteva... bine, eu toate cărțile pe care le citesc în genul ăsta le subliniate și lucrate și reînvățate. Am marcat aici una care mi-a plăcut foarte mult, că pentru ca o relație să funcționeze este nevoie de simțul umorului, Corect. De generozitate, de toleranță față de diferențe. Asta apropo de vacanță. Ok, eu înțeleg că ție ți-ar plăcea să explorezi acum un oraș, dar pe căldura asta pe care eu nu o suport, prefer să stau pe malul mării și să beau un frappe. Pe bune? Adică stai puțin, când eu am posibilitatea să stau pe marginea piscinei în apă cu un cocktail sau cu o înghețată în față, tu mă pui să văd toate... Da, exact. Dar asta înseamnă să fim toleranți. Uite, eu înțeleg că îți place să explorezi vreun oraș. Sunt dispus să fac lucrul ăsta în septembrie. Da? Și răspund și la nevoia ta de a explora orașul, dar și la nevoia mea de a explora mai părăcoare, să mă simt confortabil. Și pentru ca o relație să funcționeze, este nevoie și de dorința ca lucrurile să meargă. Și în foarte multe contexte trebuie să vrem. Pentru că eu sunt cu soțul meu, suntem împreună de 13 ani. O veșnicie, o viață de pisică, cum spunem noi că avem și pisică. Și e un exercițiu. Stai să vezi cum e când vor trece 30. Da. Acum 13 ani, ce vedea. Mult! Hai să-ți spun eu cum e la 30, după 30. Ideea este că relațiile sunt dinamice. Partenerii se schimbă și dacă nu ne armonizăm, nu comunicăm, s-ar putea să ne trezim peste 5 ani că unul s-a dezvoltat în partea aia, partea aia altă, iar drumurile noastre, când trecem la aceeași căruță, ne trezim că nu mai e ce trebuie. Și de asta zic că e important să se vrea. Adică, bun, eu vreau în continuare să funcționăm optim și în permanență ne adaptăm. Și la vacanță, și la casă, și la ce mașină ne cumpărăm, și la ce școală dăm copilul, și la absolut toate deciziile mari și importante din viață se iau prin negociere, nu prin compromis. Că pot să fac un compromis odată, pot să-l fac de două ori, după care o să apară frustrările și nu mai e ok. Și mai devreme sau mai târziu plătim polița. Apropo de compromis, nu știu, acum probabil că ai auzit și tu această expresie.
Spusă de femeile, îmi vine mie să spun acum, dacă simți nevoia, chiar te rog să mă contrazici. Cum spunem despre bărbații old school, da, bărbații tradiționaliști, clasici, dar există și femei old school. Corect. Așa? Și vin femeile și spun, mi-am mâncat toată tinerețea, mi-am sacrificat viața pentru familie, am fost dedicată și devotată familiei. Da? Ama, fiecare înțelegând prin dedicație și prin devotament, fiecare înțelege ce consideră, da? Exact, pentru că exact, s-ar putea ca partenerul, soțul, să nu aibă nevoie decât de lucruri, decât de puține lucruri. Și anume, păi, eu unul vreau puțină afecțiune, asta vreau eu de la o femeie. Puțină afecțiune, puțină tandrețe, puțină intimitate, implicând, bineînțeles, și viața sexuală. Lucruri de genul ăsta. Nu sunt genul, să spunem, care simt nevoia ca femeia să își arate dragostea prin mâncare, călcat, spălat, nu știu ce. Băi, sunt lucruri care le pot face și eu. Cel puțin, da, în zona, cel puțin în zona gastronomiei mă descurc. Foarte bine. Foarte bine, așa. Foarte bine ai punctat. Zic, nu știu. E... Da. Tot comunicarea este cea care face ca lucrurile să se regleze aici. Că din exces, de zel, mai ales la începutul relației, fiecare vine în relație cu un anumit tipar. Și tiparul ăla poate fi preluat de acasă, pe modelul că tata, tatăl meu, făcea de toate și facem continuare de toate în casă. Și atunci eu am profilul ăsta că bărbatul în casă trebuie să facă de toate. Bun. Și atunci, e un exemplu personal, dar se aplică la toată lumea, asta zic, că fiecare vine cu niște așteptări pe baza a ceea ce a experimentat deja. Dacă partenerul meu este pe modelul la care la el acasă, femeia făcea totul și el era prinț, exact, apare un conflict din start. Corect. Păi stai un pic, eu nu sunt servitoarea ta și nici tu nu ești prinț în casa asta. Corect. Și atunci, ori se tranșează lucrurile astea de la început și se echilibrează, ori dacă femeia sau bărbatul acceptă compromisul ăsta o lună, două, trei, se trezește, s-ar putea să trezească captiv într-o relație în care el nu mai poate să fie cine e. Și joci teatru o lună, două, trei, un an, doi, trei, după care ajunge să spunem frazele astea că m-am sacrificat, că ce-am făcut, dar ți-a cerut cineva, te-a obligat cineva? Absolut corect. Tocmai asta, că nu-i ceri, nu-i ceri celuilalt, dar el venind cu un anumit tipar, păi stai puțin, mă, că dacă mama s-a sacrificat și eu am văzut acest model sau tipar relațional, voi face și eu la fel. Dar nu ți-a cerut nimeni. Da. De asta mi-a ridicat-o la fire, nu pot să nu spun. Eu tot promovez ideea de femeie independentă. Asta înseamnă să fii asumată și să poți să... parte de autonomie, abia în momentul în care noi ca indivizi putem să fim independenți, creăm și relații sănătoase de interdependență. Adică să pot să fiu bine într-o relație fără să fiu dependentă. E o linie fină, dar extrem de importantă. Da, asta cu o condiție, aș spune eu. Eu am un mic amendament și o să o spun cu tot riscul. Te rog. Da? Eu am un mic amendament la pentru că tu ești și autoare de cărți și am și eu cărțile tale, la acest mit pe care probabil că la un moment dat o să insist, l-am mai discutat pe aici pe acolo, l-am mai atins tangențial, dar probabil că la un moment dat o să-l aprofundez cu vreun invitat sau o invitată sau cu ambii, ar fi bine și femeie și bărbat. Femeia puternică și independentă. Dar stai că eu n-am spus femeia puternică, eu am spus doar femeia independentă. Mă rog, hai să presupunem cumva că femeia independentă are în componența termenului și un soi de puternicie. Da? Femeia independentă, de regulă, este și o femeie puternică. Femeia independentă nu e neapărat o femeie slabă. Dar ideea este alta. Știi că în ultimii ani, să spunem, când spui femeie puternică și independentă, deci în antiteză, în contrapondere cu femeia de acum 35-40 de ani, care era probabil și slabă și
codependentă sau dependentă și emoțional, da, și financiar, și material financiar, de către, exact, de bărbat. Da. Acum ne ducem în extrema cealaltă, din păcate. De asta tu știi din cel mai păcate. Bine. Vedem foarte multe femei, singure. Femei care au trecut prin relații care au eșuat, femei cu sau fără copii, da? Dar femeia aia singură și puternică și independentă, care din păcate, o spun din păcate, refuză tocmai ca să nu, cadă în acea dependență, da, a mamelor, a bunicilor, da? Ele refuză ajutorul bărbatului. De fapt, acolo este problema mea și nu numai a mea, împărtășesc acest punct de vedere și cu alți psihoterapeuți, prieteni, bărbați, femei, mă rog, când spun că, bun, zice Vulpescu, prietenul meu, nu ne mai dați afară, nu ne mai alungați din viețile voastre. Foarte adevărat. Băi, e adică femeia, care, bărbatul vrea să te ajute, da? Vorbim despre bărbatul care, nu știu, este dispus, uite, hai să fac o reparație la o mașină, hai să fac ceva prin casă, hai să fac lucruri, să arăt, da? Nu numai că să demonstrez, să dovedesc, hai să fac lucruri, da? Femeia, săraca și ea, fiind obișnuită să facă atâta amar de timp lucrurile singure, da? A învățat multe lucruri. Femeia a preluat din rolurile bărbatului. Și deodată vine și spune, bă, dar știi că eu nu mai am nevoie de bărbat, de fapt, în viața mea. Ceea ce este foarte, foarte, ceea ce este foarte trist, nu e ceea ce eu promovez și nu despre genul ăsta de femeie independentă vorbesc. Eu acum am extins discuția un pic. Genul ăsta, ai punctat bine, genul ăsta de femeie puternică de care spui tu și care merge în extrema cealaltă, pare că nu este dependentă de bărbat, da? de un soț, de un partener de viață, dar este dependentă de muncă, este dependentă de poate un alt tip de relație, este dependentă poate de un angajat și, cum să zic, faptul că stau în salariul pe care mi-l plătește cineva pentru că eu prestez o muncă versus îmi dă soțul să îmi cumpăr o poșetă, nu este cam diferența foarte lucru. Mare. Da. Conceptul este mult mai amplu și merge mult mai mult în psihologia profundă, pentru că pot să fiu singură, dar profund dependentă de alte lucruri, sau să nu pot să gândesc cu capul meu, să nu pot să iau decizii, că trebuie să mă consult cu mama. La 40 de ani, eu sun pe mama să întreb, oare mami ar fi bine să-mi cumpăr rochea roz sau rochea galbenă? Ce ai rezolvat? Adică n-ai rezolvat nimic. Adică, asta zic că este doar o mică parte și să identificăm partea că sunt independentă sau nu, că sunt sau nu sunt într-o relație, este profund greșit. Repet, sunt într-o relație cu același bărbat de 13 ani și avem un copil de aproape 7 ani. Și mă consider prototipul femeii independente. De ce? Pentru că eu pot să-i spun soțului meu, uite, eu nu vreau să fac asta astăzi. Că nu am chef și că nu mă simt confortabil și el să fie ok cu asta. La fel cum fiind drage de mine. Exact! Dar asta înseamnă interdependență. Asta zic, bă, eu pot să-mi susțin punctul de vedere și el poate să-și susțină punctul de vedere. Eu îmi permit să fiu vulnerabil așa cum și el își permite să fie vulnerabil în relația asta. Și dacă eu greșesc, el să poată să vină să spun, uite, eu cred că aici n-ai făcut bine și putem să îndreptăm așa sau invers. Eu să pot să-i spun lui și îi spun așa cum ne susținem unul pe altul, spui, uite, părerea mea este că la. Eu spun, el spune, ce fac eu mai departe cu feedback-ul ăsta este alegerea mea și asta înseamnă independență. Bun, tu îmi spui, faptul că eu decid apoi cu capul meu înseamnă că sunt independent. Versus a face compromis. Păi dacă a spus soțul să mergem în Maldive, mergem în Maldive, că așa vrea el. Păi nu, că eu nu vreau. Și atunci ce facem? Nu fac compromis? Corect. Și negociem și găsim varianta de mijloc. Deci negocierea e bună într-o relație. În orice situație este bună negocierea. Nu doar în relația de cuplu, ci și în business, și la muncă, și la piață, și peste tot negocierea este bună. Pentru că presupune că mă cunosc, îmi știu nevoile, mă valorizez și am curajul să spun cu subiect și predicat, uite,
Nevoia mea de, pentru vara asta este de leneveală, pentru că am muncit de meserii capacele și vreau să mergem la All Inclusive să vegetez. Atât, să mă uit cu un șezlong și să citesc o carte. Pentru că asta e nevoia mea de anul ăsta. Vrei să explorăm? Lasă-mă să mă odihnesc. Și după aia mergem și să și explorăm. Da, să găsim calea aia de mijloc. Da, foarte interesant. Dragii noștri, iată. Eu recomand cartea din, și nu doar cartea asta, toate cărțile ei le recomand din suflet. Că sunt absolut geniale, mai ales pe zona asta de comunicare și de înțelegerea emoțiilor și de cum să le verbalizăm și să... Mi-a plăcut și subliniez încă o dată partea asta, să acceptăm și să conștientizăm partea noastră de vină. Și mai e un lucru pe care ia bătumul monedă și, și eu fac lucrul ăsta. Ascultarea. Ascultarea activă, ascultarea empatică este esențială în orice relație și în orice interacțiune. Ok. De ce spui tu că vrei să explorezi? Și las pe om să spună ce nevoie are ca să înțeleg în profunzime, să nu mă pun la suprafață. Vrei doar contra mea. Nu, vreau sincer să înțeleg de ce vrei tu acolo. Care e de fapt nevoia ta? E nevoia de joacă, e nevoia de explorare, e nevoia de cunoaștere, e nevoia de ce? Și în funcție de nevoia asta e profundă, dar pe care o descoperi doar dacă asculți și asculți cu inima deschisă și cu mintea deschisă, poți să găsești zona asta de echilibru. Deci încă o dată, pentru ascultare activă și ascultare empatică. Da, pentru că ce se întâmplă, de cele mai multe ori ajungem la tot soiul de presupuneri, da? Și de interpretări, și exact cum ai punctat tu foarte, foarte bine, celălalt poate să se gândească în mod eronat că aleg ceva în detrimentul celuilalt sau contra celuilalt. Și eu n-am nicio treabă, nu știu. Eu am citit o carte de istorie și vreau să merg și dau un exemplu acum pe care l-am în minte de mult timp. Noi am citit două cărți, Oceanul Sufletului și Matnaui, de celebrul maestru sufi și poet Rumi. Rumi care e pe buzele tuturor, cel puțin în ultimii 3, 4, 5 ani. Da? Și vin și eu și spun că în momentul în care mă duc în Antalya, da, parcă mi-aș dori o zi din cele, habar n-am, 7 zile, să vizitez locul unde ar fi murit sau ar fi trăit Jalaluddin Rumi. Da. Da? Celalalt trebuie să înțeleagă, e o nevoie culturală, e o nevoie spirituală, da? Și că nu e contra, adică n-am nicio treabă, pot la fel de bine să stau toate zilele doar la piscină și la plajă, cum spuneam, cu un cocktail, vacanță, înghețată și tot ce ne oferă resortul respectiv, sunt de acord. Dar m-am gândit și eu, mi-a trecut prin cap că, o zi mi-ar plăcea să aflu și eu, că tot am citit și tot sunt, să spunem, atras de mistica islamică, de sufism. Ia mă, dacă tot am ajuns aici, că n-ajung în fiecare zi sau în fiecare lună. Ia să văd ce și cum. Aici este, într-adevăr, cum spui tu foarte bine, important ca cealalt cu ascultare activă să se gândească empatic la nevoile noastre. Mă, dar poate chiar își dorește el asta, da? Și tu la rândul tău ca bărbat. Mă, dar ea chiar poate își dorește treaba asta, știi? Și atunci cumva să lăsăm fiecare încât să spunem, bun, eu în vacanța asta m-am gândit la tine. Tu în vacanța asta te-ai gândit la mine. Da. Eu m-am gândit să-ți satisfac ție anumite nevoi pe care tu le ai, tu te-ai gândit la fel la mine. Și atunci există reciprocitate. Și cumva reciprocitatea în satisfacerea nevoilor e mână în mână, zic eu, cu comunicarea. Comunicare eficientă. Asta consolidează, de fapt, orice tip de relație. Reciprocitate. Noi funcționăm, suntem ființe sociale, sociabile, de-a lungul, așa am evoluat, așa am trăit, așa am supraviețuit. Da. Prin cooperare și reciprocitate. Ești bun cu mine, sunt bun cu tine. Și o să se aplice forever. Din păcate și reversul, dacă ne lăsăm mânați de butoanele alea sensibile. Absolut. Dragii noștri, iată, am vorbit astăzi despre o carte superbă pe care Daniela Irimia, coach, trainer, autoare de cărți de dezvoltare personală, a venit înaintea noastră cu această frumoasă recomandare, Harriet Lerner, Dansul relațiilor.
Și aș mai adăuga eu, pentru că tot am discutat în acest context și Daniela ne arată și cartea la cameră, pe lângă dansul relațiilor, iată cât de dragă ne este nouă Harriet Lerner. Ea mai are două cărți publicate în colecția Passant 2 în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre dansul furiei și care este da, este din punctul meu trebuie manual de studiu pentru orice ființă. Este senzațională și ce mă bucură pe mine și uite, îmi crește inima faptul că nu ești singura care are o părere atât de bună despre această carte și am mai avut o astfel de intervenție, interviu, dialog, episod din Cărți deschise pentru minți deschise cu o prietenă dragă, Roxana Vădane, în care am vorbit despre dansul furiei. Ea fiind realmente fascinată, ca psihoterapeut, fiind fascinată și entuziasmată de această carte pe care, iată, vi-o recomandăm. Dansul furiei, Ghidul căsniciei, Dansul relațiilor, Harriet Lerner, un autor extraordinar. Cum vă spuneam, alături de noi a fost și mulțumim din suflet Daniela Irimia, și eu vă mulțumesc coach, trainer și autoare de cărți de dezvoltare personală. Nu uitați Dansul relațiilor de Harriet Lerner și să fiți alături de noi pentru a viziona următoarele episoade din această frumoasă campanie despre vacanță. Urmăriți-ne pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube Herald, unde veți găsi toate aceste filmulețe dedicate, videoclipuri dedicate, fiecare pe câte o temă, un subiect, vacanța cu noi înșine, vacanța cu prietenii, cu partenerul de cuplu sau cu copii. Vă mulțumim foarte mult, ne vedem la următorul episod, să aveți o zi frumoasă, o zi însorită și mă uit acum pe cer, Sorin, de frumos e afară. Oamenii să aibă vacanțe relaxante. Da, și cu încărcare de baterii. Și cu încărcare de baterii. Mergeți în vacanță, terapie curată, să citești o carte în natură, indiferent că e la mare, că e la munte, că ești în parc, citiți în natură. Și asta vă zic în calitate de, am scris carte de gestionarea stresului, natura, statul natură la soare și să ne hrănim mintea și sufletul sunt terapie curată. Profitați cât puteți de perioada asta. Iată, Daniela ne mulțumesc. Și recomandă, ca să spunem așa, lectura. Ne recomandă lectura în vacanță, cât de important este. Cum vă spuneam, să aveți o zi minunată, o zi frumoasă, însorită și lectură plăcută. Ne revedem la următorul episod. La revedere, numai bine! La revedere!